Elevii clasei a treia din cadrul școlii numărul 1 din municipiu au marcat aseară sărbătoarea Crăciunului printr-un moment artistic. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Bisericii Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Sub îndrumarea dascălului Ana Constantin, școlarii au cântat colinde și au recitat poezii, oferindu-le celor prezenți un spectacol minunat. Pentru spectacolul oferit și munca depusă, elevii au fost răsplătiți cu daruri de la Moș Crăciun. Atât îndrăgitul moș cât și părinții au fost impresionați de entuziasmul copiilor când au văzut că moșul nu i-a uitat și chiar dacă unii dintre ei nu au fost cuminți, moșul le-a adus dulciuri, fructe și cărți.